pentru rugăciune. Tată din cer, venim înaintea ta în această zi de sabat să-ți mulțumim că ne-ai oferit șansa să venim în acest locaș pentru a ne întâlni cu tine. Te rugăm acum să binecuvintezi aceste daruri pe care ți le oferim ție, te rugăm să le binecuvintezi și să faci tu ca să-și atingă scopul dorit de tine. Îți mulțumim că ești alături de noi și simțim prezența ta. Rămâi cu noi mai departe, prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Și pentru că este atât de frumos să cântăm, haideți să mai intonăm un imn care mie îmi place foarte, foarte mult. Îl găsim la numărul 95 în cântarea de imnuri, ca apa în pustie. Și tare mult aș dori ca ceea ce Dumnezeu ne va rosti în dimineața aceasta să fie asemenea apei în pustie, să ne răcorească și să ne hrănească sufletul. După atâtea cântări frumoase și după ce sufletul nostru s-a deschis încet, încet, venim înaintea lui Dumnezeu și dorim să pricepem adevărul pe care El ne l-a dăruit pentru astăzi. Suntem strânși aici în dimineața aceasta, poate într-un număr mai mic ca de obicei, dar sunt atât de frumoase florile pe care le reprezentați fiecare. Unele sunt din Moldova, altele sunt din Oltenia, altele sunt din București. Am avut ocazia, dând mâna cu cei care ați fost până să înceapă serviciul divin, am cunoscut, sau cel puțin așa superficial, câte ceva, de unde veniți, Pitești, Slatina,
Suceava, Piatra Neamț, Sperieteni, Târgoviște și așa mai departe. Dragii mei, spuneți-mi cei care mă includ între voi, venim din alte locuri, nu e așa că e mai frumos acasă decât în București? Nu sunteți de acord. Încă vă atrage mirajul acestei capitale. Da. Stăm pentru o vreme în locul acesta, stăm pentru o vreme deasupra acestui pământ și ne întrebăm de ce trăim, ne întrebăm ce scop avem, alergăm, căutăm și îmi dau seama că sunteți în perioada în care căutați un loc, căutați un ideal, alergați, aveți energie de risipit și o risipiți. Nu știu dacă pentru fiecare în parte efortul va fi răsplătit pe măsura visurilor, pe măsura eforturilor, pe măsura energiei depuse, dar în orice caz nu putem trăi fără un scop în viață. Nu putem trăi fără un ideal. Că acesta este mai înalt sau mai mic, depinde de fiecare în parte. Dar dincolo de faptul că alergăm, că dorim să facem ceva, să realizăm ceva, să devenim ceva, suntem noi conștienți de ceea ce suntem la urma urmei? Aș vrea să vă invit să luăm aminte la un cuvânt care se găsește scris în a doua epistolă a Apostolului Pavel, scrisă către Corinteni, a doua Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Este o declarație scurtă, dar dacă te uiți cu atenție, nu poți să nu sesizezi un mare contrast, o mare tensiune care este inclusă în aceste câteva cuvinte. Citesc. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Sunt două metafore în acest verset. Prima este comoara, al doilea, vasul de lut. Apostolul Pavel era conștient de ceea ce purta. Plecase din Ierusalim, se îndrepta spre Damasc, pe drum este oprit brusc și destul de dur de cineva care vrea să-i facă ordine în viață și de cineva care are o misiune pentru el. Domnul Iisus Hristos, oprindu-l, îi spune că el va deveni apostolul neamurilor, îl pregătește pentru această lucrare și în acel moment și până moare, apostolul Pavel este un colindător. Cutreieră lumea, lumea ne-iudaică, cu scopul de a aduce acelor oameni ceea ce și el aflase. Când duci un lucru valoros, te gândești bine să-l ambalezi, să-l depozitezi, pentru că acel lucru valoros să ajungă la destinație fără să-și piardă valoarea. Cuvântul cu care începe acest verset pe care l-am citit este comoară. Să duci o comoară într-un vas de lut este un nonsens. Omenește vorbind, aceasta este o mare greșeală. Dacă de la bancă ar pleca banii spre beneficiari sau dacă de la supermarket ar pleca banii la sfârșitul fiecarei zile într-o cutie pe un motoscooter pe care de obicei se duce, în care de obicei se duce pizza, nu? Fierbinte, închipuiți-vă o astfel de întâmplare. La ușa magazinului stă motociclistul, scuteristul și din magazin, din caserie, vine unul cu o comoară, cu un sac de bani și îl pune acolo în spate. Pac, și pune capacul și hai, dă-i drumul. Cum ați cataloga astfel de acțiune? Lipsită de orice rațiune, lipsită de orice inteligență. Nu poți să faci așa ceva. Dar tocmai asta spune cuvântul Domnului că se întâmplă pe plan spiritual.
Comoara aceasta este pusă în niște vase de lut. Cine este comoara? Ce este comoara? Cine este vasul de lut? Ce este un vas de lut? Aș vrea să sintetizăm răspunsul la aceste două întrebări, pentru că la urma urmei lecția din dimineața aceasta este una mai simplă decât ne imaginăm, dar mai necesară decât credem. Ca să stai de vorbă cu Apostolul Pavel, să-l întrebi care este comoara vieții tale, ce te preocupă pe tine cel mai mult, care e scopul existenței tale, de ce alegi mai atâta, de ce te duci dintr-un loc în altul, ce scop ai tu în viață, era ca și cum ai zgândări un mușuroi cu furnici. Deodată l-ai fi văzut aprinzându-se și încercând să spună și începând să spună care este cea mai mare pasiune a vieții lui, care este cel mai înalt ideal al vieții lui, ce bucuria care îl face să respire în fiecare zi. Și el ar fi spus foarte scurt: pentru mine, dragul meu, comoara vieții mele este Iisus Hristos. De aia alerg, de aia predic, de aia mă expun primejdilor, de aia vreau să ajung cu această comoară la orice suflet. Pentru că orice suflet are nevoie de această comoară. Dragul meu, comoara aceasta este Iisus Hristos. Spunea el despre acest adevăr în Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Comoara aceasta este Iisus Hristos. Este Evanghelia lui Iisus Hristos. Este neprihănirea lui Iisus Hristos. Să-l pui în contact pe omul pierdut cu cel care îl poate salva. Să duci adevărul cunoștinței despre mântuire oamenilor. Nu există valoare mai mare ca aceasta. Poți să transporți aur, diamante, platină sau orice alt material de valoare în această lume. Dar nimic nu valorează cât cunoștința mântuirii, cât puterea Evangheliei, cât neprihănirea Domnului Iisus. Și Dumnezeu a ales ca să transmită această valoare din cer pe pământ și pe pământ din om în om, în ce? În niște vase de lut. Însuși Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a îmbrăcat natura umană. Dar o să vorbim imediat despre vasul de lut. Comoara, deci, este cunoștința mântuirii. Este vestea că avem un mântuitor minunat, care este Iisus Hristos, Domnul. De fapt, comoara este Iisus Hristos. Câți oameni caută această comoară? Câți oameni sunt în căutarea acestei comori? Cei mai mulți oameni caută altfel de valori. Și acestor oameni, le spunea Domnul Iisus, nu vă strângeți comori pe pământ, unde le sapă hoții, le mănâncă moliile și rugina, ci strângeți-vă comori în cer, unde nici hoții și nici moliile și nici rugina nu ajung. Dar la câți le păsa de această veste? La câți le pasă astăzi de această veste? Și stau să mă întreb acum aici, cei care suntem, suntem mișcați de acest ideal? Suntem noi în căutarea adevăratei comori? Avem noi adevărata comoară în viața noastră sau încă avem inima împărțită? Ceva căutăm și în viața asta, dar ceva căutăm și dincolo de ea. Cu ceva ne-am umplut deja viața aceasta și cu ce a mai rămas în inima noastră loc, umplem cu ceva ceresc. N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Nu vreau să propovăduiesc o evanghelie hindusă. Sărăcia ca obiectiv general al vieții. Lipsa valorilor. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă voie să căutăm mai multe lucruri. Dar să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Să umplem viața noastră cu ceea ce trebuie și se va găsi loc suficient ca prin binecuvântarea lui Dumnezeu
să trăim și această viață fără să suferim. De fapt, Sfânta Scriptură spune: am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit ce? Cerșindu-și pâinea. Nu, Dumnezeu dă binecuvântări în această viață. Dar să nu facem din binecuvântările lui Dumnezeu valorile noastre cu care să încercăm să ne umplem viața și să neglijăm comoara care ar trebui să fie cea care să ne umple cu totul. Trecem la al doilea aspect. Comoara este pusă într-un vas de lut. Și pentru că Noul Testament a fost scris în limba greacă, am aflat un lucru interesant. Cum sună în limba greacă cuvântul tradus în românește vas de lut? Ostrachinoi. Și n-am putut să nu mă gândesc la strachină, dragii mei. Bine, unii nu mai știți ce este o strachină. Alții poate mai țineți minte. Unii poate vă aduceți aminte că ați mâncat dintr-o strachină. Strachina era acel bol, cum îi spunem noi astăzi, bol, castronel. Acel vas din lut ars, vopsit cu diverse teme și apoi smălțuit, pe care îl găseam de fiecare dată când mergeam la bunica, în care îmi punea să mănânc, și bineînțeles că strachina este în set cu lingura de lemn. Nu mergea să mănânci din strachină cu lingură de fier, ci numai cu lingură de lemn. Strachina, strachina. Și Apostolul Pavel spune: comoara pe care o purtăm, o purtăm în niște vase de lut, în niște străchini. Omul este vasul de lut. Și când am spus asta, n-am spus ceva nou. Când citești Biblia, vezi că Dumnezeu l-a făcut pe om din ce? Din țărână, dragii mei. Omul este vasul de lut. Din țărână a fost făcut și datorită păcatului în țărână se va întoarce. Dar cât de conștienți mai suntem noi că, de fapt, suntem niște vase de lut? Am citit niște gânduri interesante și mi le-am și notat. Și vreau să le împărtășesc fără să diluiesc cu opinia mea deocamdată. Niciun simbol nu putea fi mai potrivit pentru a ilustra ființa omenească decât vasul de lut. Asta arată despre noi oamenii că suntem slabi, fragili, de folosință scurtă și de mică valoare. Și ce deosebire, comoara și vasul de lut, cerescul și omenescul, cele veșnice și cele trecătoare, Dumnezeu și omul. Comoara din vasul de lut ne vorbește despre diferența uriașă dintre noi și Dumnezeu, o diferență pe care mulți oameni inspirați au remarcat-o. Iar în Psalmul 8, cu versetul 4, stă scris: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Ce este omul? Un vas de lut. Fragil, trecător, sensibil. Și totuși, dragii mei, omul are impresie atât de înaltă despre el încât se crede nemuritor, se crede important, se crede valoros, mai valoros decât este în realitate. El, care nu știe adevărata valoare, își dă o proprie valoare, o supraestimează și subestimează sau aproape anulează valoarea comorii. Vasul, atât timp cât este gol, nu valorează mai nimic.
Și așa suntem noi, dragii mei. Și ce facem noi cu vasele de lut? Le spălăm în fiecare zi, le ungem cu fel de fel de produse în fiecare zi, le îmbrăcăm cu cât putem și cu cât avem în fiecare zi, le lustruim ca să arate bine, să nu se observe trecerea anilor peste ele, și asta facem fiecare dintre noi. Nu vreau să spun că ceea ce facem este greșit, dar ori de câte ori ne uităm în oglindă, ar trebui să ne privim așa cum ne privește Dumnezeu, ca pe niște vase de lut, care sunt trecătoare, care sunt sensibile și fragile. Să nu ne credem eterni, nemuritori, pentru că nu suntem. Și dacă observăm ceva, o formă mai aparte, o culoare mai aparte, să nu credem că aceasta este toată valoarea noastră. Adeseori și noi înșine ne privim unii pe alții și în loc să vedem niște vase de lut, vedem niște idoli, superstaruri, vedete, vipuri, niște mici idoli, Dumnezeu, da? Alergăm, nu noi, poate, să obținem un autograf. De la cine, dragii mei? Că să-mi scrie acolo pe tricou sau pe bucata asta de hârtie. Îmi scrie și mie acolo niște gânduri. Cine, dragii mei? Un vas de lut care poate cântă bine, vorbește bine, aleargă bine, dă bine, dar până la urmă este un vas de lut. Dacă urmărești cu atenție viața, îți dai seama că niciun om nu poate domina la nesfârșit, niciun om nu poate ține topul la nesfârșit. No. Fiecare are vremea lui de strălucire, după care, ca orice vas de lut, se ciobește și într-o bună zi se sparge. Nu uita, dragul meu, suntem niște vase de lut, care dacă rămân goale, pot fi împodobite în modul cel mai frumos, pot fi colorate în modul cel mai frumos, pot fi ornate, pot fi unse, dar tot goale rămân. Și un vas de lut gol nu are valoare. Trebuie să pui ceva în acest vas de lut. Ca această combinație extraordinară pe care noi oamenii n-am face-o, dar pe care Dumnezeu o face, și o face doar cu un singur scop, ca să ne dea adevărata noastră valoare. Noi suntem valoroși în măsura în care purtăm în noi comoara. Și ceea ce se întâmplă cu omul care poartă comoara aceasta, prezența Domnului Hristos, se împrăștie și mai departe. Când stătea Domnul Iisus de vorbă cu femeia samariteancă la fântâna lui Iacov, i-a spus câteva cuvinte care au impresionat-o. Și el a vorbit despre faptul că dacă femeia ar accepta să primească de la Domnul apa vie, ea n-ar mai veni să mai ia apă. Adică vasul ei ar sta permanent plin. Și a fost impresionată și a spus și-a, dă-mi și mie din această apă. În momentul acela, apa pentru discuția respectivă era Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Domnul îi spunea, dacă mă las să intru în viața ta, atunci nu vei mai veni aici în fiecare zi să însetezi, nu-ți vei mai duce zilele în fiecare zi însetând după neprihănire. Vei avea valoare. Dragii mei, unor oameni care nu țineau cont de acest lucru, Domnul Iisus le-a atras atenția într-un limbaj destul de strident.
Și găsiți lucrul acesta scris în Evanghelia după Matei, capitolul 23, de la versetul 25. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa, voi, pe din afară, vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și fără de lege. Dacă omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu poartă un vas de lut gol, omul care zice că-L cunoaște pe Dumnezeu, dar în viața căruia Iisus Hristos nu are loc, pentru că e prea mult eu acolo și sunt atât de multe comori acolo, unui astfel de om Domnul vorbește în felul în care am citit. Pe vremea sa, exemplele perfecte pentru astfel de cazuri erau fariseii, oameni religioși, oameni importanți, oameni bogați, se îmbrăcau bine, arătau bine și aveau o religie interesantă pe care nu se fereau să o expună public ori de câte ori aveau ocazia. Dar în interior acești om erau goi. Se îngrijeau foarte mult de imaginea lor. O imagine care înșeală, păcălește. Este cel mai ușor să ai o religie de exterior. Este foarte ușor. Este foarte ușor să dai o mână de vopsea peste o tablă ruginită. Este foarte ușor să faci fața unui obiect care de fapt nu are prea mare valoare. Este o practică veche să înșeli pe oameni vânzându-le ceva care nu are valoare, dar care strălucește. Și se pare că orice strălucește atrage privirea omenească. Pe vremuri, când a fost nevoie să fie ales un împărat pentru Israel, al doilea împărat pentru Israel, profetul Samuel a mers acasă la Ișai. Și Ișai, care avea mai mulți băieți, a început să arate profetului, rând pe rând, pornind de la cel mai mare până la cel mai mic băieții lui. Și la un moment dat, chiar Samuel a fost luat de val, și l-a furat peisajul, cum spunem noi. Și Domnul îi atrage atenția. Nu te uita la ceea ce izbește ochiul. La asta se uită omul. Dumnezeu se uită la inima. Și dacă Dumnezeu se uită la inimă și nu la vasul de lut, El este interesat să vadă ce se ascunde în inima noastră. Ce este în inima mea în această dimineață? Ce este în inima ta? E vreo comoară acolo? Sau nu e nimic? Când te uiți la mine sau când mă uit la tine, nu văd nimic ne la locul lui. Privirea mea poate fi atrasă de felul în care arăți pe exterior. Te comporți bine. Arăți a creștin. Dar interiorul tău, interiorul meu, conține comoara. Vai de voi, spunea Domnul Iisus, unor oameni care erau pe din afară extraordinari, dar pe dinăuntru goi. Dragii mei,
În dimineața aceasta Dumnezeu vrea să ne spună că am putea fi în pericolul de a nu avea nimic în interiorul nostru, în timp ce căutăm să arătăm în afara noastră câte ceva. Dimineața aceasta Dumnezeu îmi spune că dacă nu am primit comoara cerului în inima mea, dacă Iisus Hristos nu este în mine, sunt doar un vas de lut. Pot vedea până la un punct, sau pot sesiza, sau cred eu că îmi dau seama câte ceva despre ceea ce se întâmplă în viața unui om. Pentru că, în general, oamenii care nu au o valoare internă încearcă foarte mult să așeze pe ei ceva care să le dea impresia unei valori. Poate că a citit biografia ale unor oameni importanți, ale unor oameni de valoare. Am citit și eu astfel de biografii. Ba chiar am și văzut oameni în viață care sunt de o valoare extraordinară, dar care se comportă de o modestie ieșită din comun. Deci nu pun preț prea mare pe felul în care se îmbracă, dar când deschid gura, revarsă comoara spre exterior. Sunt oameni care se îmbracă foarte bine, se încalță foarte bine, se machiază foarte bine și cam asta e toată valoarea lor. N-au nimic în interior, au pus totul pe din afară. Iar dacă sunt și creștini, dacă sunt și adventiști, acești oameni sunt pierduți. Sunt în nevoia disperată de a umple viața lor cu comoara. Fata mea mă întreba, dezamăgită, de ce, tată, nu pot să port și eu cercei? Mă amenință de câțiva ani că ea, când va face 18 ani, își va pune cercei. Și că ce e rău să spui cercei? Deja vă gândiți ce răspuns ai dat, nu? I-am dat și eu niște răspunsuri. N-am convins-o. Pentru că i-am spus și eu, i-am citit. Uite ce spune Biblia. Comoara voastră să nu stea în împodobirea părului, purtarea de scule de aur și mai departe. Ce a omului din lăuntru. Și uite, nu doar adventiștii, spuneam fetei mele, ci primii creștini, deși evreii au purtat bijuterii. Și când s-a construit sanctuarul, au scos toți de pe unde au avut. Și au pus acolo să topească, să fie aur pentru cortul întâlnirii. I-au purtat. Dar vine Domnul Iisus și spune, eu sunt comoara voastră. Dacă mai ai pe mine în viața ta, ești un om de o valoare incomensurabilă. Și primii creștini au înțeles, oameni buni, stați puțin. Comoara noastră este în interiorul nostru. Haideți să nu mai împopoțonăm cu ceea ce nu este comoara. Haideți să nu încercăm să mascăm firescul. Comoara noastră este în interior. Dacă este comoară, atunci se va vedea și în exteriorul nostru. Dacă nu avem nimic în interior, ne vom consuma toate resursele să punem ceva pe din afară, ca să fie, să dea bine. Să am și eu ce au alții, să mă îmbrac și eu cum se îmbracă alții. Aș vrea să închei. Citindu-vă următorul pasaj. Nu e scris de un adventist. Am impresia că ceea ce facem noi de mii de ani este să căutăm
rețete pentru înnobilarea lutului. Dacă lucește mai bine, dacă are forma mai frumoasă, dacă este pictat mai frumos și așezat într-un cadru mai potrivit, avem impresia că are valoare mai mare. Nu cumva ceea ce facem noi este să pregătim o expoziție de vase de lut? Vase de lut goale. Interesant gândul acesta. Nu ne vom schimba esența. Ne-am născut și vom muri ca niște vase de lut. Nu ne vom diferenția de oricare dintre semenii noștri care nu-L acceptă în viața lor pe Iisus Hristos. Toți suntem supuși ciobirii și într-o zi ne vom sparge. Suntem vase de lut. Dar atenție! Gândul din dimineața aceasta pe care Dumnezeu îl trimite către noi este că El vrea să fim un plus de valoare. Că trimite spre noi comoara cerului și umple cu această comoară vasele noastre de lut. Și vasele noastre de lut să poarte comoara și să o poarte până când într-o zi se vor desface. Va cădea doar lutul, dar va rămâne comoara. Și în comoara aceasta va fi ascuns și cel care a fost mai întâi de lut, dar care va rămâne contopit cu comoara pentru veșnicie. Vă doresc din toată inima și îmi doresc și mie să nu trăim această viață îngrijindu-ne doar de vasul de lut. Să ne îngrijim, dragii mei, de comoară în orice facem în fiecare zi. Să punem preț pe ceea ce zidim în interior. Să fim umpluți de prezența Domnului Iisus. Și atunci vom fi niște oameni plăcuți lui Dumnezeu, care deși pe afară ne vom trece, pe interior ne vom înnoi din zi în zi. Amin. Pentru că am văzut că noi suntem niște vase de lut și nu contăm noi, ci contează ce este în interiorul nostru. Haideți să intonăm împreună imnul 499. Acesta e Salvatorul meu. Și odată cu imnul acesta să-L lăsăm pe Iisus Hristos să coboare în inima noastră și valoarea noastră să fie dată de prezența Lui. Să ne ridicăm pe picioare.
Tatăluise, îți mulțumim că în această dimineață ne-ai adus în locașul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ai vrut să ne înveți că noi nu trebuie să fim niște vase de lut, ci noi trebuie să fim niște vase în care să avem slava Ta și valorile Tale cerești. Pune în noi, Doamne, gândul veșniciei și aștepte-ne Tu ca să fim pregătiți atunci când vei reveni pe nori. Îți mulțumim pentru tot. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Cu această cântare și această rugăciune, serviciul divin din această dimineață se încheie aici. Însă la ora 5, după amiază, la ora 17, ne putem întâlni din nou pentru a fi hrăniți din Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, să ne despărțim sub pacea lui Dumnezeu.